Eu sunt absolut convins că comportamentul de astăzi a comuniștilor va avea un ecou foarte, foarte adânc, profund și marcant pentru Partidul Comuniștilor. Noi avem semnale atât din interiorul fracțiunii, cât și din partea organizațiilor din teritoriu. Noi știm că în câteva organizații regionale, în frunte cu liderii Partidului Comuniștilor, au părăsit deja Partidul Comuniștilor și știrea de astăzi va trezi un ecou și o nemulțumire foarte adâncă în rândul Partidului Comuniștilor. Aleșii locali, primarii, consilierii și mai departe. Ce facem? Mergem anticipate sau ce? Este o dezamăgire totală pentru toată lumea, fiindcă comuniștii au spus și au repetat de multe ori că noi dorim să ne apărăm patria. De fapt, ei au dorit să-și apere funcțiile lor și interesele lor, mai mult nimic. Vreau să vă spun că dacă se întâmplă, și eu presupun că ar putea să se pornească niște procese pe intern la PCRM, care ar putea să conțină și anumite plecări a unor persoane sau unui grup mai mare de persoane de la PCRM, rămâne de văzut, este o situație internă în cadrul PCRM-ului, dar faptul că oamenii plecând de acolo vor veni cu solicitarea de a face parte componentă la Partidul Democrat, noi vom rămâne deschiși pentru asemenea solicitări, pentru a fi examinate și pentru a fi discutate cu colegii noștri, odată ce reprezentăm același segment și electoral și același segment politic, vorbind de centrul stânga. Modul în care Partidul Comuniștilor s-a comportat astăzi arată că nici pe viitor nu va putea avea aliați. Deci este sortit să rămână în singurătate. Dar, iarăși, repet, totul depinde de comportamentul alianței. Dacă această alianță rămâne unită, consolidată, dacă în această alianță nu vor ieși la suprafață rivalitățile care există și care s-au profilat, profilat în sensul altul decât credeți dumneavoastră, dar dacă aceste lucruri vor fi depășite, atunci eu cred că lucrurile încă vor trebui reexaminate, redimensionate. Deci e foarte dificil acum să spunem care sunt scenariile.